dragi prieteni, astăzi o să facem cu Geomag. Deci, vedeți câte piese sunt. Le-am amestecat eu aici pentru că îmi place culoarea. Voi ați mai avut Geomag pentru că eu l-am luat de la bunii și am să vi-l arăt. Și acum pentru totdeauna o să-l am, să știți. Și hai să începem cu cea mai ușoară formație. Construire. Îmi trebuie biluțe. Prima dată facem așa și mai încă o biluță. Uitați, s-a oprit ca un triunghi, dar că nu prea stă în aer, stă doar așa. Mai am nevoie doar de trei, le-am făcut pe toate, pentru că n-au fost destul de multe. Și uitați cum se face o piramidă. Așa. Și acum piramidă mică. Și o să-i facem mai mică puțin. Nu chiar așa de mare, că astea negre sunt mai lungi. Vedeți cum a ieșit? Mai mică. Uite, vedeți? Două piramide, una lângă alta. Și hai să vă arăt un lucru foarte preferat al meu. Un pește inventat de mine. Aha, mai trebuie. Aha, deci trei îmi trebuie pentru coadă. Că se face ca și asta de piramidă. Peștele ăsta e inventat. Cam astea o să le pun acolo. Și mai trebuie una. Apoi uitați, așa. O biluță. O din asta. Și apoi... Hai să trecem la un pas de cap. Cam nu mai am albe, dar mai am galbene. Este cam foarte ușor de făcut. Puteți să-l faceți și voi, peștele inventat de mine. Eu v-am arătat cum se face și el nu merge cam la toate, el nu merge ca toți pești, el mișcă din coada așa, cam de la biluța asta așa, mișcă și e cam de mărimea rechinului. Acum o să fac unul complet galben. Ăsta a fost primul care îl vedeți aici, voi. Da, nu stă bine. Zici că e pește adevărat. Bun.
scappa dai galberi, non mica sta. Asta cred că l-am tăiat. Dar s-a prins. Debiluțele astea. Dragi prieteni, acum hai să vă arăt șeful peștilor inventați de mine. Prima dată îi facem capul, că e cel mai mare cap. Cam coada o să fie mai mică. Așa e. Capul o să fie cel mai mare dintre tot corpul lui. Capul și mai fac puțin. Așa. Arată ca o bomboană sau acadia. Și trebuie una, apoi cam. Nu acesta este peștele, că mai trebuie să aibă țepi. Deci, asta e ideea că e cel mai mare. Trebuie două biluțe. Apoi. Vedeți? Hai să vedeți finalul peștelui, șef inventat de mine. Finalul are să fie așa. Și uitați-l, nu prea stă pentru că e mare și nu vreau să-l stric. Și uitați cum arată. Vi-l pun așa ca să vă dați seama voi. Vedeți? Este un pește foarte. E mai mare decât rechinul. Este ca balena rechin. Voi cred că m-ați auzit de balena rechin. E mijlocie între rechin și balenă. Și dacă v-a plăcut acest video, să dați multe, multe, multe like-uri, pentru că nu uitați să vă abonați pe Andrei Media Christian și pa, pa!